Vă mulțumesc, domnule Furdui, stimată doamnă președintă, stimate domnule președinte al Parlamentului, stimați primari și lucrători ai autorităților publice locale, reprezentanți CALM, mă bucur că ne putem vedea, discuta toți în acest format online. Văd că suntem deja peste 600 de participanți. Criza pandemică și cea a prețurilor ridică în fața noastră a tuturor o gamă întreagă de probleme similare. Știu că și primăriile și consiliile locale și autoritățile la nivel de raion sunt copleșite de problemele oamenilor legate de scumpiri și de COVID-19. În același timp, crizele pe care ni le pune în față contextul global și regional nu sunt motive să întrerupem procesele locale de reformă și îmbunătățirea muncii noastre. Așa cum am promis, în cele câteva luni de când a fost votat guvernul, am întreprins mai multe măsuri pentru susținerea dezvoltării la nivel local. În primul rând, a fost creat acest fond de dezvoltare regională și locală, care va asigura finanțarea echitabilă după criterii clare, în bază de competiție, a proiectelor de dezvoltare în localitățile din țară. Pentru anul 2022, suma inclusă în buget este de 770 de milioane de lei. În luna ianuarie 2022, guvernul a adoptat documentul unic de program 2022-2024, care conține proiecte finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, 46 de proiecte de dezvoltare regională cu un cost aproximativ de 1,5 miliarde de lei care urmează să fie implementați în următorii 3 ani. Începând cu anul 2022, încasările din taxa pentru folosirea drumurilor constituie venit la bugetele locale. 868 de milioane de lei vor rămâne integral la autoritățile publice locale, iar volumul transferurilor cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor alocate bugetelor locale pentru anul 2022 a fost majorat cu 456,4 milioane de lei comparativ cu anul 2021, constituind 1,4 miliarde de lei. În 2022, tinerii și familiile și femeile antreprenoare beneficiază de subvenții în agricultură în mărime totală de 75 de milioane de lei pentru a iniția proiecte agricole în mediul rural. Banii vor fi alocați din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. 7 primării din Republica Moldova beneficiază de granturi urmare a inițiativei primarii pentru creștere economică în valoare totală de 2,9 milioane de euro, din care 2,5 milioane de euro sunt oferiți de Uniunea Europeană și circa 320 de mii de euro reprezintă contribuția autorităților publice locale. Aici este vorba despre Șoldănești, Căușeni, Ungheni, Cărpineni, Cahul, Călăraș și Ceadărlung. A fost deschis primul centru unificat de prestare a serviciilor pentru sporirea accesibilității serviciilor publice prestate la nivel local. Chiar în această vineri vor fi inaugurate 16 alte cupsuri pe lângă primării din localități rurale. Nu în ultimul rând, din cele 100 de milioane de euro ajutor nerambursabil din partea României, planificăm să alocăm resurse importante pentru dezvoltarea localităților. Orientăm și alte resurse care vin din partea finanțatorilor externi în această direcție. Aceste și multe alte măsuri pe care le planificăm, vor ajuta la creșterea numărului de locuri de muncă în localitățile din țară și la crearea condițiilor mai bune de viață. Acum pot să vă spun că sunt deseori întrebată în conferințe de presă, în emisiuni, despre reforma administrativă. Știu că și dumneavoastră, primarii, consilierii și activiștii locali, sunteți interesați de această temă, pentru că vă vizează în mod direct. Întrebările pe care le aud sunt de obicei formulate cam așa. Când va avea loc reforma administrativă? Cum se va întâmpla aceasta? Și când va fi implementată?
De parcă reforma administrativă ar fi un eveniment unic, o sărbătoare care o să vină și o să rezolve toate problemele și după ea nu vor mai rămâne probleme de rezolvat. Poziția mea la acest capitol e simplă și pragmatică. Ideea că o reformă administrativă va avea loc timp de un an sau doi și că aceasta va rezolva toate problemele administrării localităților este o iluzie. Chiar și cea mai complexă formulă de reformă nu va însemna sfârșitul schimbărilor în administrația publică locală și va necesita noi și noi intervenții pentru a ne adapta noilor cerințe ale comunităților, ale vremurilor și ale cetățenilor. Eu consider că lucru cu autoritățile publice locale este un efort continuu și comun de îmbunătățire a administrației publice locale, de creștere a autonomiei locale, a capacităților primăriilor, a gamei și calității serviciilor pe care le prestăm populației. Orice reformă, în opinia mea, trebuie să pornească de la întrebarea cum această reformă îmbunătățește viața cetățenilor. Eforturile pe care le întreprinde acum guvernul pentru a îmbunătăți eficiența administrațiilor locale le-aș grupa în trei direcții. Prima direcție este creșterea autonomiei locale. Prin asta văd în primul rând creșterea fondurilor gestionate de primării, ceea ce duce la o creștere reală a capacităților primăriilor. După cum știți, în perioada în care am fost ministra a finanțelor în guvernul Maia Sandu, am promovat politica prin care impozitele pe venit pentru persoanele fizice rămân la primării, ceea ce a crescut bugetul primăriilor. Și în noua guvernare am luat decizii care duc la creșterea bugetelor voastre, în special până acum este vorba despre bugetele pentru reparația drumurilor. Cred că din acest an o să simțiți că aveți și mai multe oportunități de a obține finanțare pentru proiectele locale. O altă direcție este digitalizarea serviciilor statului. Tehnologia modernă ne oferă o oportunitate unică să mutăm aproape toate interacțiunile cetățeanului cu statul pe mediul online. Asta duce la economie de timp, de bani și de nervi, atât pentru cetățeni cât și pentru autorități. Știu că mulți primari folosesc mediul online pentru a asigura accesul direct al cetățenilor la autorități. Fie că e vorba de clipuri video, pagini de Facebook sau forumuri pe paginile primăriilor, astfel de inițiative apropie serviciul public de cetățeni și face democrația mai puternică. A treia direcție este transparența. Știți foarte bine că pentru CALM, pentru primari, guvernul e mereu deschis și vine să susțină inițiativele în măsura posibilităților. Și acest eveniment tot e o oportunitate să discutăm, să căutăm împreună soluții pentru problemele cu care vă confruntați. Suntem într-un proces de consolidare a Cancelariei de Stat, care are rolul de lider în coordonarea politicilor în domeniul descentralizării și pe măsură ce vom înainta în procesul de fortificare a instituțiilor statului, vom avea noi inițiative pe care să le consultăm împreună. Pe final vreau să vă felicit cu această sărbătoare, să felicit toți primarii, lucrătorii autorităților publice locale și pe mulți dintre dumneavoastră v-am cunoscut deja în persoană în timpul vizitelor în teritoriu, văd fețe cunoscute și aici și pe ecran. Pe alții încă nu am avut posibilitatea să-i cunosc personal, dar sunt în așteptarea acestor întâlniri care neapărat vor avea loc și în special cu remisiunea acestei pandemii, care sperăm noi va avea loc foarte curând. Vă mulțumesc mult pentru atenție și sper să avem o discuție deschisă și constructivă.